Vom continua în cadrul ședinței de astăzi să luăm măsuri pentru a sprijini oamenii și comunitățile afectate de inundații. Vrem să îi ajutăm să treacă peste această perioadă dificilă cât mai repede. Vom lua măsuri pe mai multe paliere. Unu, vom aloca fonduri suplimentare comunităților locale afectate de inundații. Vrem să sprijinim autoritățile locale din județe să reabiliteze infrastructura rutieră afectată de inundații. O să acordăm interes deosebit în prima fază drumurilor județene și podurilor aflate pe acestea, în vederea realizării conexiunii între localități, urmând ca ulterior să ne concentrăm asupra infrastructurii din interiorul localităților. Am încercat să facem o prioritizare a investițiilor la nivelul infrastructurii publice și am făcut această apreciere în funcție de nevoia de mobilitate a oamenilor, respectiv infrastructura națională afectată, după câte știu eu, avem în discuție 9 drumuri naționale și 2 poduri, va fi reabilitată de Compania Națională de Infrastructură Rutieră, iar căile ferate afectate vor fi în atenția CFR. Urmând astăzi să facem referire și să adoptăm un act normativ referitor la infrastructura județeană și vom aloca în acest sens fonduri din fondul de rezervă al Guvernului. Sumele necesare fiecarei localități au fost solicitate de către autoritățile publice locale și, așa cum am spus, vor fi luate din fondul de rezervă al Guvernului. Ministerul Afacerilor Interne ține în continuare legătura cu comunitățile afectate și acordă tot sprijinul. După ce săptămâna trecută am decis scoaterea de la rezervele de stat a unor produse de strictă necesitate și mă refer la alimente, apă, locuințe modulare, acestea au ajuns la oameni. Astăzi, în plus față de ceea ce am stabilit atunci, vom completa necesarul de motorină solicitat de autoritățile locale pentru înlăturarea efectelor inundațiilor. De asemenea, vom asigura finanțarea necesară pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a râului Cracău la Slobozia, județul Neamț, și am cerut domnului ministru al apelor și pădurilor să vedem unde avem situații de risc, care este situația digurilor din România, pentru a putea interveni înainte, a putea lucra într-un mod preventiv și nu pe urmă să remediem consecințele unor astfel de lucruri.